Laudatio Fiat Iesus Christus. Dragi credincioși, dragi radioascultători, trăim astăzi un mare paradox. Pe de o parte, aducem civilizația în casele noastre, mă gândesc aici mai ales la țară, în sensul că tragem apă curentă în casele noastre, nu mai bem apă de la fântână, ci din peturi, de la magazin. Iar pe de altă parte, în curte, pe gazon, apar din ce în ce mai des fântâni ornamentale. La fel putem spune și despre faimoasele căruțe, le schimbăm cu mașini, dar ca și fântânile ornamentale, punem și câte o căruță sau măcar câte o roată în curte, pe gazon. Oare le punem doar ca să dea bine sau e semnul unei nostalgii interioare după ceea ce a fost odată? În Evanghelia de astăzi, a treia duminică din postul mare, Iisus se oprește lângă o fântână, lângă fântâna lui Iacob. Iar aici are loc o scenă mai mult decât premeditată, aș spune chiar pregătită de Dumnezeu cu multă minuțiozitate din timp. Aparent încă o întâlnire a lui Iisus cu o femeie, ca multe altele, într-un context oarecum deloc străin lumii semite, la fântână. Iar dialogul, deși contrar uzanței, pentru că, așa cum am auzit, o femeie nu avea voie să intre în dialog cu un bărbat, mai ales străin, acest dialog e plin de semnificații. Un amănunt foarte important explică, într-o oarecare măsură, cum Dumnezeu lucrează chiar și în acele inimi împietrite sau poate chiar indiferente. Era în jurul orei a șasea sau în jurul amiezii, notează evanghelistul Ioan. Amiaza sau mijlocul zilei este timpul în care oamenii de obicei pregătesc și servesc prânzul. Această femeie samariteancă, așa cum o prezintă evanghelistul, în jurul prânzului, vine la fântână să ia apă. Dar oare să fi fost venirea ei la apă o coincidență cu sosirea lui Iisus la aceeași fântână? Dar plecarea ucenicilor să fi fost oare o coincidență că chiar pentru acel prânz nu mai aveau nimic de mâncare și au fost nevoiți să meargă să cumpere, lăsându-l pe Iisus singur? Printre altele, amiaza este și timpul în care oamenii, obosiți deja de jumătate de zi de lucru, își trag sufletul, se odihnesc. Așadar, în fragmentul evanghelic de astăzi, avem pe de-o parte această femeie samariteancă care are o lipsă și vine să se umple oarecum de ceea ce îi lipsește, adică de apă. Îi avem apoi pe ucenici care, la rândul lor, au o lipsă și merg să refacă ceea ce le lipsea, adică hrana. Iar pe de altă parte, îl avem pe Iisus, care, paradoxal, deși Dumnezeu, la rândul său, are o lipsă și mai mare. Anticipă oarecum setea de pe cruce, acel miesete, în care Maica Tereza de Calcuta vedea setea lui Iisus pentru suflete, iubirea lui Dumnezeu față de oameni. Aș spune acestei duminici, a treia din postul mare, Duminica Setei. Și aș întreba pe fiecare credincios în parte, pe fiecare radioascultător, pe cei care sunt țintuiți, poate, la pat din cauza bolii, sau, de ce nu, chiar pe cei care, poate, la această oră iau micul dejun și ne ascultă în paralel. V-a fost vreodată sete? Vă și văd răspunzând afirmativ. Când omului este sete,
primul lucru pe care îl face este să se îndrepte spre o sursă de apă din care să-și potolească setea. Se creează în acest fel o relație între el și sursă, o relație bazată pe efortul de a merge spre sursă. E ceva în această resursă care te cheamă și ceva în tine ca persoană care te face să te îndrepți spre sursă. Dragi credincioși, dragi radioascultători, în providența sa divină, Dumnezeu a lăsat în noi setea ca pe un semn al dependenței noastre de El, ca și foamea. Când ne este sete, nu ne este sete doar de apa concretă, de ceea ce știm noi din punct de vedere chimic, hidrogen 2, oxigen, ci indirect ne este sete și de El, de Dumnezeu. Fără apă nu putem trăi, după cum nu putem trăi nici fără oxigen, care este un compus al apei. Nu putem trăi fără Dumnezeu, după cum nu putem trăi nici fără biserică, care este o parte din Dumnezeu, care este casa lui Dumnezeu. Samariteanca din Evanghelia de astăzi, simbolul omului însetat care merge la sursă pentru a bea, descoperă prin intermediul apei concrete apa pentru viața cea veșnică. Acolo, la fântână, este prezent Dumnezeu, creatorul apei. Este prezent Fiul, interlocutorul femeii, și este prezent Duhul Sfânt, apa vie din care cine bea, cum spune Evanghelistul, nu va mai înseta niciodată. Întâlnirea femeii samaritence cu Sfânta Treime, acolo, la fântâna lui Iacob, ne dezvăluie întreaga ei natură. Cine este? Care este relația ei cu Dumnezeul în care crede? Care este situația ei morală? Și mai ales, care devin prioritățile ei după această întâlnire? E uimită că Iisus știe totul despre trecutul ei, ca și despre prezentul ei, și de aceea, plină de entuziasm, convertită, se întoarce la consătenii ei și devine ceea ce înțelegem astăzi prin termenul misionar. Devine o misionară. Gestul ei ne amintește de gestul magilor. După întâlnirea lor cu Iisus, nu mai puteau să se întoarcă pe același drum spre casă, deși Irod, fără să-și dea seama, punându-i să se intereseze cu deamănuntul despre prunc, uitase că o astfel de întâlnire profundă cu el, cu pruncul, cu Iisus, avea să-i schimbe, avea să-i convertească. La fel și samariteanca nu avea cum să se mai întoarcă aceeași la confrații și consătenii ei. Gustase din adevăratul izvor, băuse adevărata apă, se întâlnise cu cel care o crease, cu cel care urma să moară pentru răscumpărarea ei și cu cel care lucra în interiorul ei convertirea. Într-un cuvânt, se întâlnise cu Sfânta Treime, iar această întâlnire a marcat-o pentru totdeauna și a făcut-o să devină misionară. Spre deosebire de ea, în prima lectură de astăzi, deși setea ar fi trebuit să-i conducă la izvor, la adevăratul izvor care este Dumnezeu, poporul însetat pune la îndoială existența lui Dumnezeu. Setea, în acest caz, devine sursă de conflict, de răzvrătire, iar Dumnezeu nu uită. Îi caracterizează pe israeliți lipsa de recunoștință. Au impresia, ca mulți alții astăzi, că totul li se cuvine, că odată eliberați din Egipt cu braț puternic și cu mână tare, pot să-și permită totul, până și să pună la îndoială existența lui Dumnezeu. În acest caz, în loc să devină semn al prezenței lui, apa devine pentru ei semn al împietririi, al punerii la îndoială a existenței lui Dumnezeu. Dragi credincioși, dragi radioascultători, trăim într-o lume în care, cum spuneam, avem impresia că totul ni se cuvine. Ne este sete, dar pentru că avem posibilitatea să mergem la pet și să bem, nu facem caz de importanța apei. Nouă nu ne lipsește apa și trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ea.
dar în schimb ne lipsește altceva. Și anume ne lipsește dialogul de la fântână. Ne lipsește întâlnirea cu aproapele nostru, care întâlnire poate să aibă loc la fântână. Cum spuneam la început, ne-am modernizat și nu prea mai mergem direct la fântână, dar dacă merge acolo, acolo am întâlnit oameni, oameni reali, ca și noi, cu probleme, cu bucurii, cu lipsuri, cu speranțe, dar și cu dezamăgiri. Poate că am întâlnit oameni care, ca și samariteanca, le este sete, le este foame, poate că au probleme în familie, poate un soț care este violent, cufundat în alcool, poate că îi lipsește un loc de muncă, sau poate că întâlnim o femeie cuprinsă de disperare, un soț care nu mai are puterea să-și iubească soția pentru că s-a simțit rănit în orgoliul lui de bărbat. Acolo îi găsim pe copiii lipsiți de apărare, care așteaptă pe cineva să le ofere o mângâiere. Îi găsim, de ce nu, pe bătrânii abandonați de copiii plecați în străinătate, pe bătrânii bolnavi cărora nu le mai ajung banii pentru medicamente. Dar mai presus de toate, acolo, la fântână, ne găsim pe noi înșine, oglindiți în luciul apei, iar dincolo de luciul apei, îl întâlnim pe El, pe Hristos, Cel care ne-a chemat acolo să ne transmită iubirea Sa prin intermediul setei fizice. Îl găsim acolo să ne amintească că valorăm mult mai mult decât păsările cerului, decât iarba câmpului și decât peștii mării. Nu trebuie să ne fie teamă de noi înșine, să nu ne temem să ne deschidem iubirii lui Dumnezeu și iubirii aproape lui nostru. Samariteanca s-a simțit iubită de către Iisus, iar această iubire a determinat-o să meargă, să spună tuturor, și așa i-a putut aduce pe toți la El. Este vorba despre dragostea care ne-a fost revărsată în inimi prin Duhul Sfânt, așa cum ne spune Apostolul Paul în cea de-a doua lectură de astăzi. Nu trebuie să ne fie frică să iubim, pentru că doar în iubire există iertare. Doar în iubire setea este potolită. În iubire soții își trăiesc cu bucurie viața de familie și tot în iubire, atât copiii cât și bătrânii nu mai sunt marginalizați, ci îmbrățișați. Mergeți așadar, dragi creștini, la apă. Mergeți la apă chiar dacă aveți apă în casă și fântâni de ornament în curte. Mergeți la apă. Pentru că acolo este iubirea, acolo este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Respire.